pici în jur și voi. Și știu că-n zâne magice ai crezut, cu noi prieteni bun te-ai făcut. Suntem Wings, femei care ziua vom salva. Suntem tari și nu vom pleca de neînvit. Suntem Wings Club. Conduse de Omnia, Wings au trecut prin poarta Sirenix în Oceanul Infinit, dar Tritanus era doar cu un pas în urma lor și mai aproape ca niciodată să-și ducă planul la capăt. Să activeze tronul împăratului și să controleze dimensiunea magică. Dar mai întâi trebuie să se refacă. Tronul împăratului. Ce zi minunată! Soarele strălucește, cerul e albastru. O vreme perfectă de plajă. Ce bine să avem niște timp liber. Pe care îl merităm, pentru că am terminat aventura și acum suntem zâne Sirenix. Exact! Pe haide să mergem atunci. Da, ce mai așteptăm? Da! Băieții sunt deja acolo. Oh, în plus, mama și tata au zis că ne-au pregătit un picnic. Fantastic, pentru că sunt gata. Știm, Stella, să mănânci. Atunci, haideți la plaja perfectă. Ura! Oh, nu! Plaja noastră perfectă nu mai este perfectă. Bloom, fetelor, suntem aici. Hei! Mamă, tată! Bloom, îți vine să crezi? Cum s-a întâmplat? Nu știu, draga mea. Dar se pare că valul le împing pe mal gunoaia aduse din larg. Vrei să spui că vin din ocean? Din păcate, da. Păi, nu putem să o lăsăm așa. Până la urmă e plaja noastră. Trebuie să o curățăm. Ai dreptate, Tecna, putem să o facem. Ne trebuie mănuși. Oh! Wow! Ah! Hei! Apropo de asta, prințesa, ar fi bun și niște saci de gunoi. Sosesc imediat! Bravo, Stella! Ce ziceți dacă adunăm niște gunoi? Adunăm hârtiile! Flora, Helia și cu mine ne ocupăm de plastic. Nicio problemă! Sortăm! Îmi place! Da! Să te ajut cu astea. Grozav, mulțumesc. Să le dăm oamenilor ăstora o mână de ajutor. Haideți, sigur, veniți. Să o facem. Wow. De ce nu? Atunci veți avea nevoie de astea. Wow, grozav. Tare. Mulțumesc. Wow. Atenție. Am prins-o. Hop, hop. Ha. Oh! Tot gunoiul ăsta care a ajuns pe plajă. Mă întreb dacă... Tritanus are oare vreo legătură? Da. Și eu mă întreb. Oceanul Infinit! În sfârșit! Suntem aici! Cine-i rău? Noi suntem! Sunt atât de drăguți împreună. Vezi ce e drăguț. Deci suntem aici. Și ce? Și ce? Și tot! Acum că am Sirenix, pot să capturez sursa supremă din această dimensiune.
tronul împăratului. Mă voi așeza pe el și puterea va curge în mine și... eu voi fi împăratul! Și voi domina fiecare lume, fiecare ocean, fiecare piatră, pește sau om de aici! Ai grijă, Tritanus! Sirenix e blestemată! Oh, tu să taci! Spui asta doar pentru că te-am păcălit să ne spui cum să o obținem. Nu, mărețul meu Tritanus va fi împăratul oceanului infinit. Și tu, Icy, vei fi împărăteasa mea. Da, voi fi. Acum către tronul împăratului. Haideți, bestiilor! O să fie împărăteasă. Și noi ce vom fi? Acolo sus! Tronul împăratului! Icy! Ia loc! Da! Pun stăpânire pe puterea supremă a oceanului infinit! Mai încearcă o dată. Bine. Pun stăpânire pe puterea supremă a oceanului infinit! Ajunge! Nu merge! Ce nu-i bine în chestia asta? Tritanus! Te-ai epuizat! Urăsc când se întâmplă asta! Oh, gata! Ți-am spus, Tritanus! Sirenix te va distruge! Cine te-a întrebat, zână? Închideți-o! Oh, nu! Am nevoie să mă refac. Știu exact unde să mergem. Și gata! Plaja este toată curățată. Priviți în jur, am făcut cu toți o treabă bună. Da, într-adevăr. Așa, așa e, nu? Așa e. Grozav! Să aveți o zi minunată pe noua noastră plajă. Știi, Brandon, toată acțiunea asta ecologică mi-a dat o idee. Fii atent aici. Ce zici de o colecție de haine din materiale organice și biodegradabile? Sună bine. Așa am spus și eu. Mă duc să schițez un prototip. Materiale organice, total biodegradabile? Hei, Stella! Din ce le faci? Hei, ce s-a întâmplat? Mă gândeam dacă Tritanus este sursa gunoiului de pe plajă de azi dimineață. Așa că m-am documentat puțin. Și ce ai aflat? Speram să fie Tritanus. Uită-te și tu la asta. Ce este asta? E o insulă din gunoaie care plutește pe ocean. E chiar în largul coastei Gardeniei. Există insule de gunoaie în toate oceanele de pe pământ. Pe bune? Pe bune. Oamenii aruncă gunoaie care ajung direct în apă și rămân acolo. Dar e oribil! Doamnelor și domnilor, îmi acordați puțin atenție, vă rog? Am o deosebită plăcere să vă dezvălui ultima colecție a prințesei Stella de pe Solaria! Wow.
Wow! Oh, așa zic și eu. Această rochie chic este o alegere bună pentru o femeie care vrea să fie în pas cu moda și în armonie cu mediul. E cumva varză? E încântătoare. 100% organică și total biodegradabilă. Noua colecție a stelei într-un stil de impact fără să atace mediul. Kiko, fii cu minte! Nu e o rochie, e mâncare pentru iepuri! Hei! Haide să vedem dacă e bine. Nu vă faceți griji, vorbesc eu cu ea. Stella, te rog, nu plânge. Oh, Brandon! Încă un eșec! Îmi pare rău, scumpă. De ce nu le-au plăcut creațiile mele? Cred că sunt puțin avansate pentru ei. Ce vrei să spui? Păi, ciudate, nepractice, ținite. Asta crezi tu? Sincer, da. Păi, greșești! Greșiți cu toții! Deci problema e acolo, în ocean? Așa este. Și nu pleacă de acolo. Hei, ești bine? Nu! În plus, îl urăsc pe Brandon. Oh, nu din nou! Mă tem că asta l-ar putea aduce din nou pe Tritanus. Trebuie să facem ceva. Ce mai așteptăm? Să mergem acolo. Wings Magic, Sirenix, Bloom, zâna dragonului de foc, Musa, zâna muzicii, Tecna, zâna tehnologiei, Flora, zâna naturii, Leila, zâna valorilor, Stella, zâna soarelui strălucitor. Și cum găsim locul acesta? Să ne luăm după gunoaie. Ce zici de asta, Tritanus? Bufet deschis pentru tine. N-am văzut în viața mea atâta gunoi. E perfect! Dă-mi voie să te servesc, viitor împărat. Tornadă neagră! Mai puternic ca niciodată! Insula de gunoi! Iată! Ce se întâmplă? Wow! E Tritanus! Ai avut dreptate! Mizeria asta l-a atras pe Tritanus! Și pe Trix! Haideți, Wings! Doamnelor! Surori! Intruși! Ah, nu ele din nou! Și ce au pățit? Arată diferit. Mă rog, o să le arunc și pe ele odată cu gunoiul.
acție! Te-am prins! Tecna! Prinde-mă de mână! Mulțumesc! Fetelor! Unde-i Musa? Convergența Sirenix! Oh. Nu are sens să mai pierdem vremea pe aici. Hai, Si, să mergem! Vin acum! Se pare că Wings au devenit mai puternice. Ba, n-au scăpat! Presupun că Tritanus și Trix cred că pot să scape de noi dacă intră în Oceanul Infinit. Vor avea parte de o surpriză acum că avem Sirenix. Haide atunci! Poarta Sirenix! Suntem aici, în Oceanul Infinit! Nu-i văd! Stați! Se mișcă ceva acolo jos! Hei! Lenny! Ajutăm! L-am văzut pe Tritanus! Este acolo jos! Arată-ne! Tritanus! Wings! Pot intra în Oceanul Infinit? Cum s-a întâmplat asta? Fiți atente la Trix! Nu suntem singurele cu puteri noi! Se cam încing spiritele! Voi rămâneți aici! Nu-ți face griji, Tritanus! Ne ocupăm noi de ele! Surori! O, nu-mi fac griji! De data asta nu scap, Tritanus! Avem puterea să te oprim! Și abia aștept să o folosesc! Trebuie să le ajutăm pe Wings! Și știu și cum! Convergență! Haide toată lumea! Convergență Selkie! Mulțumim! Mulțumim! E grozav! Selkie ne-au dat startul! Haideți să-l lovim tare pe monstru! Răspândire de foc! Rază orbitoare! Atacul Dyadei! De hack. Gata să mă distrugeți? Mutanți! Ah,
faceți-mi o favoare. Distrugeți-i pe ei mai întâi. Mătușa ta, frumoasa regina Licea. Unchiul tău, regele Neptun. Și bineînțeles, încântătorii tăi veri, Nereus și Tresa. Oh, nu! Familia regală de pe Andros. Deci, distrugeți-ne! Așa credeam și eu. Să mergem, doamnelor. Am deactivat un tron. Dar vreau să le distrug cu noile mele puteri negre, Sirenix. Nu-i așa? Păi, e și mâine o zi. Bestiilor! Oh, familia mea! Iată, Leila! Păi, cel puțin plaja arată normal. Dar pentru cât timp? Insula de gunoi e chiar în largul coastei. Și atâta timp cât e acolo, plaja e amenințată. Păi vom face ceva în legătură cu asta. Oh, da? Ne-am decis să strângem tot gunoiul plutitor. Ne-ați inspirat, draga mea. Toate ne-ați inspirat și toată lumea s-a oferit voluntar să ajute. Dar e minunat! Mulțumim! Nu, noi mulțumim, Winx. Familia mea! Regele Teredor îi dă fiicei lui Leila sabia regelui Neptun, care posedă puteri extraordinare. Între timp, Tritanus ia sigiliul de la coloana de lumină, cauzând o eclipsă în toată dimensiunea magică. Îl poate salva stela pe tatăl ei, regele Radius, a cărui viață e legată de sorii solariei? Au dublat actorii Alexandra Radu, Lucia Rizea, Elena Xing, Irina Drăgănescu, Andreea Gaică, Raluca Botez, Anca Iliese, Silvia Gâscă, Irina Dumitrescu, Dan Lupu, Marin Fagu, Ionuț Ionescu, Doru Cătănescu, Ana Vlad și Anda Bârleanu. Traducător Andreea Dragnea, regizor Alexandra Radu, echipa tehnică Ovidiu Mitrică și Adrian Venete. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media în studiourile Fast Production Film.